Stop delicvenței juvenile în unitățile școlare, o campanie demarată de ATOP Dâmbovița și IPJ Dâmbovița. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Dâmbovița, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție al județului Dâmbovița, a organizat la școala numărul 3 Moreni o dezbatere publică cu tema Stop delicvenței juvenile. Lucrările au fost conduse de președintele ATOP Dâmbovița, Ioan Marinescu. Au răspuns prompt invitației toți directorii de școli și licee din municipiul Moreni și localitățile învecinate. Au fost prezenți toți membrii ATOP Dâmbovița și reprezentanții ai Prefecturii Dâmbovița, Primăriei Moreni, Poliției Moreni, Inspectoratului Școlar Dâmbovița, Jandarmeriei Dâmbovița, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog și, în ultimul rând, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița. În deschiderea dezbaterilor, președintele ATOP Dâmbovița, Ioan Marinescu, pe scurt a vorbit despre delicvența juvenilă care se referă la comportamentul minorilor și care contravine legii. Sunt anumite manifestări în rândul tineretului, a elevilor, a copiilor, generate de, ce vă spuneam mai devreme, de faptul că foarte multe familii sunt dezorganizate, unele sunt plecate să lucreze în afară pentru a-și asigura existența și există o tendință de ca aceste manifestări ale tinerilor, ale copiilor, să devină fenomen. Cred că la momentul ăsta nu se pune problema unui fenomen la nivelul județului Dâmbovița sau la nivelul țării, dar el poate deveni fenomen în situația în care factorii implicați nu iau măsurile la timp. Comisarul șef Daniel Zepi și inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, pe scurt, a prezentat care sunt cauzele care duc la delicvența juvenilă, ce anume situația financiară precară a unor familii, deficiențe la nivelul familiei, lipsa de supraveghere, necunoașterea anturajului, lipsa legăturii cu școala, mediul familiar dezorganizat. Totodată, inspectorul șef al IPJ Dâmbovița a pus accentul pe siguranța în școli și a intrat în dialog cu cadrele didactice. Guvernul României, prin Ministerul de Interne, și-a asumat ca prioritate în activitate menținerea unui grad dedicat de siguranță în rețelele de învățământ. Și probabil că știți și că ați luat act de faptul că la începutul anului școlar am întocmit la nivel județean un plan comun teritorial de acțiune cu această tematică la care și-au dat mâna atât pentru semnare, cât și pentru punerea în practică toate instituțiile cu atribuții în acest sens, respectiv Consiliul Județean, Prefectura, Poliția, Jandarmeria, ISU, ATOP și mai ales Inspectoratul Școlar, care este cel mai interesat în această problematică. Adolescenți care s-au săturat de familie, s-au săturat de școală, s-au săturat de viață și își caută alte drumuri. Și ne dedim cu toții că nu avem soluții. Noi avem în licee consilieri care ne pot ajuta. Trebuie foarte multă grijă pentru a fi alături de acești copii. Unii trăiesc adevărate drame de ordin material, de ordin social, de ordin familial. Școala trebuie să fie aproape de ei și nu numai școala, și alți factori. Deci apelul nostru către dumneavoastră este să vorbim toți aceeași limbă, școala nu mai poate face singură față problemelor de educație, școala intră în complementaritate cu alți factori. Acționăm pentru prevenirea producerii unui astfel de fenomen. Dacă îi putem spune fenomen. Dar și prin participarea unor ofițeri, cadre de jandari, la diferite programe enunțate puțin mai devreme de către colegii de la poliție și celelalte structuri. Am luat atitudine. Nu e frumos ce faceți, vă rog, nu vă mai bateți. Și spunea persoana respectivă, bine, îi spui tu, îi spun eu, dar vine al treilea și spune, dă-i mai tare. Deci toată societatea e cumva afectată de discuția pe care noi o purtăm acum. Deci lipsa de atitudine pe stradă, fiecare dintre noi, eu consider că nu ar fi un efort foarte epuizant să avem o opinie. Că nu deranjează. Dar copilul văzând că fiecare dintre noi ne pasă, deci suntem afectați, consideră că e firesc așa. Astfel de acțiuni vor avea loc și în alte localități dâmbovițene și fac parte din cadrul unei campanii de educare și prevenire derulată de ATOP în colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Dâmbovița, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog în școlile din Dâmbovița.